Cea mai mare performanță a avut-o tenismena Renata Fărâma, care a acces în runda următoare după ce a trecut de reprezentanta Greciei. La atletism, proba masculină de 100 de metri, Alexei Kulis nu a reușit să se califice în finală, înregistrând un timp de 11,53 de secunde. La not, Alexandra Deinenko s-a clasat pe locul 32 la 200 de metri fluture, iar Nikita Bortnikov a ocupat poziția 38 la 100 de metri spate. Astăzi, la întrecerile sportive din Ungaria, vor concura 9 sportivi moldoveni la 5 discipline. În not, judo, ciclism, atletism și caiac canoe. În total, la festivalul din orașul Gior, Ungaria, au mers 29 de sportivi moldoveni.